Meci de mare importanță în etapa 18 -a la Bazoșul Vechi, unde echipa gazdă Vulturii Bazoș a întâlnit una dintre contracandidatele la promovare și anume Asu Poli. Timișorenii au început furtunos meciul de la Bazoș, iar în minutul 4, Gălan îl lansează excelent pe golgheterul Marchiș, care scapă singur cu Isar și trage în forță de la 14 metri și deschide tabela pentru Asu Poli. Două minute mai târziu, jocul îl are ca protagonist tot pe Cristi Gălan, dar de această dată din postura de marcator. Mijlocașul la închidere, al alb violeților, rea frumos cu capul o centrare din lovitură liberă executată de rotariu un 2-0 pentru Timișoreni, care anunță un meci lejer pentru formația de pe Bega. Dar nu era să fie așa. După marcarea celui de-al doilea gol, albi-vioreții au redus turația motoarelor, ceea ce le-a permis celor de la bazuri să se apropie încetul cu încetul de careul lui Burtic. În minutul 42, gazdele au revenit în joc în urma unui corner executat de Anitas Nicolae, care a trimis cu capul în transversală. Mingea a revenit la Paulevici, care a trimis pe sub Burtic din 5 metri. Scorul la pauză era 2-1 pentru formația oaspete și se anunța o a doua repriză interesantă. Nici în partea a doua elevii lui Cotrea n-au reușit să pună aceeași presiune pe partea lui Sar ca în primele 10 minute. Chiar și așa, Marchi și-a arătat o ocazie imensă șutând în portarul gazdelor după ce scăpase singur cu acesta. Mijlocașul de buzunar al timișorenilor, Adrian Ilie, părea să aducă liniștea prin golul marcat în minutul 68, când a dejucat o ieșire la 30 de metri a lui Sar și a înscris în poarta goală. 3 la 1 pentru aspeți care n-a mai continuat însă forcing și a fost nevoit să tremure serios pentru cele 3 puncte, deoarece Crețu a marcat cu un șut pe jos, lângă bară, după o pasă în care o a lui Toroni în minutul 84. S-a încheiat 3 la 2, iar Asu Poli continuă cursa de urmărire a celor de la Progresul Racovița, învingător în aceeași etapă cu scorul de 7 la 1 pe teren propriu, în confruntarea cu Ictar Budinț. Partida a fost condusă la centru de Cătălin Botaș, ajutat de Petru Marian Gașpar și Horațiu Lotrean. Așa cum am fost obișnuiți după fiecare victorie a favoriților, la finalul meciului a pornit sărbătoarea alb-violetă, când fotbaliștii și suporterii au fredonat la unison cântecele galeriei timișorene.